Până în prezent au fost identificate 250 de tipuri de cancer. Conform statisticilor, anual cancerul provoacă moartea a aproximativ 7,6 milioane de oameni, iar dintre aceștia 4 milioane mor prematur, persoane cu vârste cuprinse între 30 și 69 de ani. Dacă nu se vor adopta măsuri urgente, se estimează că până în anul 2025 se va ajunge la 6 milioane de decese premature anual cauzate de cancer. O statistică a Organizației Mondiale a Sănătății publicată în anul 2011 a situat România pe locul 47 din 50 de țări în ceea ce privește numărul total de cazuri de cancer, 250 de cazuri la 100.000 de locuitori, și pe primul loc în Europa la decesele cauzate de cancerul de col uterin. Acesta reprezintă a doua cauză de mortalitate prin cancer la femeile din România, după cancerul mamar, și prima cauză de mortalitate la femeile tinere între 25 și 44 de ani. Se ajunge la deces prematur în primul rând pentru că în România diagnosticul este pus în stadii avansate ale bolii, când aceasta se extinde. Uniunea Internațională pentru Controlul Cancerului este un consorțiu mondial ce are ca membre peste 800 de organizații din peste 155 de țări. Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului a fost organizată pentru prima dată în anul 2006.